Vremuri grele pentru actori, jurnaliști, scriitori sau persoane fizice autorizate. De la 1 iulie, veniturile lor vor scădea după ce guvernul Boc a decis impozitarea suplimentară a drepturilor de autor. Tichetele de masă și de vacanță vor fi și ele taxate, iar cei cu mai multe case vor plăti o taxă de solidaritate care ar putea fi de două ori mai mare decât impozitul. De la 1 iulie nimic nu mai scapă neimpozitat. Tichetele de masă, tichetele cadou, cele de creșă și de vacanță, precum și plățile compensatorii. Pentru toate se va plăti un impozit de 16%. Statul a pregătit o impozitare draconică și pentru activitățile independente. Codul fiscal va năspri condițiile pentru cei care, la acest moment, sunt plătiți pe drepturi de proprietate intelectuală, actori, scriitori, jurnaliști sau persoane fizice autorizate. Ministrul Finanțelor Sebastian Vlădescu nu anunță nimic oficial, dar vorbește despre o impozitare cu 50% a veniturilor actuale. Informația mi-a dat-o mi-a mi dat voie să o spun la tine în emisiune în premieră și a spus că va face un comunicat de presă în care va detalia toate lucrurile astea. Și dobânzile obținute din depozitele bancare vor fi impozitate cu 16%, indiferent dacă sunt la vedere sau la termen. Concret, persoanele fizice care au un depozit la termen dinaintea datei de 1 iulie vor plăti impozit doar pe dobânda calculată de la această dată până la scadență. Nici pasionații jocurilor de noroc nu vor scăpa netaxați, veniturile lor vor fi impozitate cu 25%. Vor scoate mai mulți bani din buzunar și persoanele cu mai multe case, acestea vor trebui să achite o taxă de solidaritate la bugetul local până la 30 septembrie 2010. Taxa de solidaritate pentru persoanele care au în proprietate două sau mai multe clădiri neînchiriate este de 50% din impozit pentru a doua proprietate, 100% pentru a treia, iar pentru a patra locuință taxa este de 200%.